Doamnelor, domnilor, sunt Anatol Urs, urmăriți Sfatul Țării, bună seara! Mâine e 1 decembrie, zi care pentru noi români este una sfântă. Din acest considerent am găsit de cuvință astăzi să discutăm încă o dată despre unirea de la 1918 și despre realitățile istorice de atunci, făcând desigur o paralelă și cu realitățile de astăzi. Doamnelor, domnilor, sunt Anatol Ursu și vă invit la o discuție deschisă despre unire alături de invitatul meu din această seară, istoricul Alecu Reniță. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnul Reniță, așa și-am început. Mâine e 1 decembrie. Ce sentimente vă încearcă? Ziua de 1 decembrie, ați spus, este o zi sfântă și evident că acest lucru iese din dimensiunile unei simple declarații, fiindcă în spatele acestei zile se află o jertfă uriașă pe care o are poporul românesc de-a lungul timpului și această jertfă a însemnat totdeauna apărarea moșiei, să spunem într-un limbaj mai popular, a însemnat acele lupte pe care le-au dus voievozii noștri pentru ca neamul românesc să se păstreze în acest areal Carpato-Danubiano-Pontic și de aceea românii totdeauna au simțit și au trăit într-un fel acest handicap că frontierele a trei imperii i-au despărțit. Ei având această unitate nu numai de limbă, dar și de conștiință și de credință, și ideea unității naționale este una foarte veche, indiferent de ceea ce încearcă cei de azi să interpreteze. Mă refer cei care au falsificat permanent istoria noastră națională. Iar ceea ce a făcut atunci în 1600 Mihai Viteazul, deci n-a fost o chestie absolut ocazională sau un moft al lui Mihai Viteazul, dar a fost o reîntregire a hărții, credinței, limbii, dar și a idealului românilor. Fiindcă dacă am fi avut, dar evident că nu putem vorbi dacă, acel eveniment ar fi avut continuitate la 1600, inevitabil România era, cred că, numărul unu în Europa. Era o țară mare, era o țară care avea suficiente resurse naturale pentru ca să se dezvolte și nefast a fost evenimentul odată cu asasinarea lui Mihai Viteazul și iarăși împărțirea neamului nostru care a fost în mare măsură asimilat de către aceste imperii hrăpărețe, țarist, la est, la sud otoman și la vest cel habsburgic. Iată drama acestui popor împărțit în trei imperii și de fiecare dată a trebuit să găsească modalități ca să supraviețuiască, să nu piardă din moșie, ceea ce din păcate nu s-a întâmplat, fiindcă în primul rând a existat un negoț, să zic așa, între turci și ruși și cunoaștem că de fapt prima dată s-a produs între turci austrieci pierderea Bucovinei la 1775, iar apoi în scurt timp la 1812 cea mai bună parte, cum considerau boierii moldoveni, cea mai bună parte a Moldovii a fost înghițită de către Imperiul Rus. Și de aici au derulat foarte multe drame. Și poate lucru care e mai puțin înțeles este că de-a lungul timpului, în derularea acestor drame, poporul sau națiunea română nu a pierdut niciodată speranța unitatei ei națională, unitatea ei statală. De aceea, când s-au apropiat evenimentele, când s-a început primul război mondial, și noi putem vedea asta chiar la 1912, înainte de primul război mondial, când Nicolae Iorga scrie Basarabia noastră. Și pe timpuri, ca și în perioada sovietică, se considera că se aduce
o insultă marelui vecin de la Est dacă se spunea că Basarabia este a României, Basarabia e locuită de români și pe drept trebuie să aparțină statului român. De aceea lucrurile au fost, cum să zic, într-o permanentă zbatere pentru realizarea acestui ideal național. Da, privind astăzi retrospectiv și mai ales în contextul în care vorbiți despre această speranță a poporului român, putem vorbi despre o reiterare a actului de la 1918 acum, anul ăsta, în 2018, la 100 de ani sau în viitor apropiat? Trebuie să recunosc că acest an 1917 și de fapt începutul lui 1918 până în ziua de 27 martie, nu o singură dată a apărut în dezbaterile noastre, inclusiv înainte de primul Parlament. Atunci când s-a început mișcarea de renaștere națională, noi mergeam practic pe același drum pe care au mers înaintași în 1917, când aproape toate lucrurile au pornit de la zero. Nu erau școli deloc în limba română, ceea ce, mă rog, în anii 80 nu putem spune acest lucru, dar deja în anii 80 se considera că limba moldovenească este alta decât limba română, moldovenii sunt alții decât români. Lucru care nu fusese atât de tare impregnat în perioada, să zic eu, țarismului. Deși acolo s-au mers cu unelte poate și mai draconice, în sensul că au interzis total limba română din biserică, din rugăciuni, școli nu au deschis niciuna, de aceea zic anul 1917-1918 noi l-am văzut permanent ca un fel de far călăuzitor într-o mișcare de renaștere națională, fiindcă este adevărat, foarte puțină lume știa în anii 88-89-90 despre Constantin Stere, despre Ioan Pelevan, despre Pan Halipa, erau nume interzise, erau nume exilate, erau oameni care aveau în spate nu numai o biografie de luptători pentru cauza românească în Basarabia, dar erau oameni care lăsase opere pentru urmași, imense, de care nimeni nu știa, fiindcă ele erau interzise. De aceea când în 89, pentru prima dată aici la Chișinău, la Uniunea Scriitorilor, a venit Druță și de la Moscova și a spus că noi avem cel mai mare prozator al nostru, cel mai mare scriitor din perioada respectivă, a fost Constantin Stere. Trebuie să-i publicăm opera ca să înțelegem cât de mult și cât de avansată este literatura românească din Basarabia. Ei, de ce zic aceste... Inclusiv acel în preajma Revoluției? Și în preajma Revoluției și materialele lui de publicistică erau de, cum să zic, mai ales pentru acele timpuri, erau de o explozivă, așa, și de o contaminantă, hai să zic eu, inspirație pentru cauza națională. În genere, ce ne-a frapat când am început să-l descoperim și pe Stere, și pe Pelevan, și pe Halipa, era cât de uriași erau acești patrioți, cât de mult ei iubeau Basarabia, cât de rapid au înțeles că singura cale pentru a proteja populația Basarabiei este unirea cu România. Iar acel dezastru, dezmăț care se producea, de fapt, în limbajul mai actual, era un lanț nesfârșit de acte teroriste asupra populației care nu se putea apăra și acești oameni și-au asumat responsabilitatea pentru cei mulți, cei care nu înțelegeau. Noi trebuie să înțelegem că Basarabia în 1917-1918 era cu 15.000 de kilometri pătrați mai mare decât Republica Moldova de astăzi. Moldova de astăzi. Trebuie să vedem toată partea de sud, cu județele Cetatea Albă, Izmail, Chilia, Ținutul Hotinului, până mai sus de Hotin. Deci toată partea asta, populația, care între timp, mai ales pe partea de nord, reușise la fel să o rusifice într-un hal fără de hal,
Și ei au trebuit să o trezească, ei au trebuit foarte rapid să-și iei ca partener pentru ideea națională. Și a prins foarte rapid. Uitați-vă că acum suntem în ultima lună sau în ultima zi de noiembrie. Pe 21 noiembrie 1917 a fost creat în condiții foarte grele, dar democratice deja pentru acel timp, Sfatul Țării. Deci Sfatul Țării a venit să deschidă, hai să zic eu, un șir de posibilități pentru cei oropsiți, pentru cei subjugați, pentru cei care n-au avut timp de 106 ani dreptul la cuvânt, la cuvântul matern. Ei, iată vine Sfatul Țării și spune că trebuie școli naționale, trebuie cultură națională și le-a luat într-o perioadă foarte scurtă, 21 noiembrie 1917, 27 martie 1918 și acest lucru a fost făcut atât de rapid, atât de ingenios, unde au aplicat toate armele, și cele politice, și cele diplomatice, și cele militare. Deci toate elementele au mers spre un singur gând, gândul unirii. Și acum, clar că noi ar trebui, când de ce am încercat să fac această paralelă și pentru perioada de renaștere națională în Uniunea Sovietică, pentru că exact pe aceeași idee a trebuit și noi să mergem, să declarăm pe rând limba română ca limbă a acestei populații, să ne întoarcem la un adevăr care a fost absolut strivit, să ne întoarcem la alfabetul care ne-a fost furat. Și după asta să ajungem la primul parlament, iar apoi imediat, dacă vă uitați în cronologie, o să vedeți că peste câteva luni noi am declarat în iunie, am declarat suveranitatea acestui teritoriu. Și dacă o să vă uitați în paralel cu ceea ce a făcut Sfatul Țării și ce a făcut primul parlament, lucrurile erau foarte apropiate. Deci și mergea cumva pe un model a... Exact. A Statului Țării de la 1917. Da. Și independența a fost, așa au făcut și Sfatul Țării, în 24 ianuarie, practic au avut și au declarat independența față de Imperiu și atunci, uitați-vă, din 24 ianuarie până în 27 martie, Sunt două luni. Ei, iată aici deja noi intrăm în altă dimensiune, cea legată de 27 de ani de așa numită tranziție. Pentru că aici, și care e ideea? Ideea este că după 1940 și mai ales după 1944, în această jumătate de secol, în așa hal ei au rusificat și au comunizat acest teritoriu, încât populația nu a avut înțelegerea cât de importantă este unirea cu patria ta, care sunt beneficiile și toate vocile care au răsunat destul de singulare în acea perioadă, că o să mergem într-un infern cu această perioadă de tranziție de 91 până nu știu când, iată încă o dovadă că așa și s-a întâmplat. Pentru noi este foarte trist că am prevăzut lucrurile, că dacă nu se face unirea în Republica Moldova, lucrurile o să degenereze în lanț. Și singura speranță era că atunci când am introdus și limba română ca limbă oficială și alfabetul latin, că o să vină o altă generație. Ei, uitați-vă că după 27 august 1991, deci noi putem deja vorbi de o generație care nu a mai prins Uniunea Sovietică, dar care și ea foarte greu își poate asuma în întregime această idee a unității naționale, fiindcă vedem și grupuri care continuă pe alte direcții să ne spună, mai ales cei de prin partide care se cheamă socialiste și comuniste, că noi trebuie să fim cu Rusia, cu metropola, noi trebuie să fim sclavi încă pe 1000 de ani înainte și noi nu trebuie să conștientizăm că suntem parte dintr-o mare națiune. Și acest lucru este extraordinar de important, fiindcă nu poți să fii, să zic eu, un om cult și să nu ajungi la acest adevăr. Da, indiferent, să nu ajungi la această concluzie. Da, fiindcă
Pe urmă trebuie să devii un ipocrit și eu nu cred că ăștia care totuși au mai mult de 4 clase și se află într-un partid socialist sau comunist, ei nu înțeleg că moldovenii sunt români și că patria lor adevărată este România. România. Deci ei se află pur și simplu într-o fățărnicie non-stop. Și ei, partea urâtă a lucrurilor și foarte urâtă, că ei mint populația și o fac conștient și baza lor, așa numită electorală, o construiesc pe o minciună. De atâta aici lucrurile sunt atât de încălcite și de atâta populația foarte lent deschide ochii și se apropie de o lumină. Pentru că acum noi vorbim de orice intelectual se apropie, să zic eu, dar mâine poi mâine fiecare cetățean, fiindcă el se confruntă zilnic cu niște probleme uriașe și el nu înțelege că rădăcina răului este legată în dezbinarea noastră, în înstrăinarea noastră, în faptul că noi nu am devenit parte a statului unitar român, noi nu am devenit parte integrantă a națiunii române și de aici ne vin toate relele și până nu o să, dar noi nu vrem să experimentăm atâta pe populație, că și cei din 18 n-au vrut să experimenteze pe o populație de peste 3 milioane de români. Doar că ei au înțeles că experimentele astea au votat și populația a rămas, cum se zic, până la urmă, foarte recunoscătoare sfatului țării pentru perioada interbelică. Și aici se cere de spus un lucru care la fel se ascunde și se măsluiește, că Basarabia a fost salvată prin actul din 27 martie 1918 și n-a cunoscut nici foamea care a ucis Ucraina și a ucis românii transnistreni. Nu a cunoscut nici teroarea bolșevică care a făcut prăpăd în tot ceea ce noi numim Transnistria. Și toate lucrurile astea, cum se numea și cum le-a numit și Solzhenitsyn, roata roșie. Această roată roșie a strivit totul în calea ei până la Nistru. Din coace de Nistru, basarabenii au avut și doza de libertate și a fost și perioada de europenizare, nu numai de, cum zic ei, de românizare, dar noi am văzut, cum să zic, altă lume, altă civilizație și ne-am atașat de acea civilizație. De atâta cei care au programat aici genocidul, când după august 1944, de fapt deodată după 28 iunie 1940, dar când au revenit în august, ei au aplicat imediat modelul care l-au aplicat și în Ucraina și chiar în Rusia, o foamete organizată. Deci noi am pierdut pe puțin ceea ce se vede, un sfert de milion. Nu mai zic că 100.000 de bărbați în 44 au fost aruncați pe front carne de tun. În linia întâi. Și elitele toate care au fost odată deportate în 40, ceilalți care rămăsesc în primul rând țăranii înstăriți, duși în 49 și iată această dramă neîntreruptă a Basarabiei care generează asemenea interpretări și asemenea neînțelegeri, fiindcă noi trăim această și avem această nemulțumire că populația noastră nu e atât de înfrățită și nu se zbate atât de deschis pentru idealul unirii. Mă refer la cei din generațiile care s-au școlit prin armata sovietică, Uniunea Sovietică în primul rând. Deci, dar acest lucru, pe lângă faptul că are o explicație, este legat anume de îndoctrinarea uriașă și din păcate, alimentarea non-stop care se face pe două direcții. Una este propaganda rusească zi de zi și alta este propaganda partidelor care reprezintă interesele străine aici în Basarabia și în primul rând ceea ce azi cheamă socialiști, comuniști, ceea ce activează permanent coloana 5-a și alte chestii care, luate împreună, ne dau starea generală și un fel de stare de spirit existentă în Basarabia. Domnul Reniță, da. Am tot vorbit despre cât de mult și-a dorit poporul la acea perioadă sau cât de mult nu și-a dorit, dar conjunctura care s-a creat. 90 este un fragment ratat și încheiat, să zicem așa. Dar astăzi vorbim despre unire care poate avea loc doar într-o conjunctură favorabilă de lucruri, de situații și așa mai departe. O voință masivă a poporului, a populației, ar putea fi un generator pentru acea conjunctură de care avem nevoie ca să facem unire, ar fi condiția, cum se spune în matematică, necesară și suficientă pentru realizarea unirii. Da.
Noi trebuie să înțelegem că există, clar, cancelarii puternice. Există, hai să zic eu, niște locuri unde se iau decizii și uneori, din păcate, se hotărăște și soarta unor popoare. Acum, când avem acces la documente, putem face referință, de exemplu, cum a fost împărțită toată Europa în 39 între Hitler și Stalin, care a și generat, până la urmă, al doilea război mondial. Dar ceea ce ne arată istoria, acolo unde un popor începe să se trezească, atunci când apare o voință colectivă, atunci când acest popor are un ideal, nimeni nu-l mai poate opri, dar nici nu-l poate nimici. Noi vedem tot secolul XIX este un secol a trezirii conștiinței naționale a popoarelor. Deci însă și începutul secolului XX, ceea ce s-a produs la 1 decembrie 1918, a arătat că ideea unității naționale la români nu a dispărut niciodată de-a lungul secolilor. Ea totdeauna a existat, fie că a fost în surdină, fie că a fost latentă, nu contează. Faptul că ea n-a dispărut niciodată și nu mai a fost nevoie de o scânteie, de o conjunctură favorabilă. Și uitați-vă, Basarabia a fost prima, care a fost cel mai cumplit strivită de politica țaristă de rusificare și ea prima face unirea. Ea, de fapt, inițiază acest proces de unitate, de creare a statului unitar român. Și, de altă parte, vedem cealaltă provincie care a fost înstrăinată în 1775, Bucovina de Nord, vine în noiembrie, exact ca și la Chișinău, votează unirea cu patria mamă. Și la 1 decembrie vedem că și Transilvania face același lucru pe care l-a făcut Basarabia și Bucovina. Deci noi trebuie să vedem că vechiul regat, ceea ce înseamnă Moldova, și ei la fel mint aici că Moldova este fondatoarea statului român modern prin actul din 1859 și ei sunt moștenitorii Moldovei istorice sau cei care au preluat întreaga, aș zic eu, parte juridică a fostului stat moldovenesc și nu pigmeii de aici, de la Chișinău, care se leagă și vorbesc de Ștefan cel Mare sau de Alexandru cel Bun sau de Petru Rareș și așa mai departe. Deci în acest context noi încă o dată trebuie să vedem că poporul sau cei mulți au conștiința că numai uniți noi putem să trăim altfel și să putem fi în rând, hai să zic eu așa, cu țările civilizate din Europa. Și acum, dacă noi mergem dincolo de toate, hai să zic eu, aspectele economice care, în genere, sunt mai puțin importante într-o mișcare națională. Într-o mișcare națională, cel mai important este duhul de libertate, pofta de libertate, pofta de unitate, deci a unei națiuni care se trezește. Și atunci, dacă merge pe aceste formule de unitate, noi am vedea că, încă o dată accentuez, că ele niciodată nu au dispărut din spațiul românesc. Acum chiar vreau să vă spun o chestie și mai interesantă, că dacă te bagi în istorie, o să vedeți cât de mult și-au dorit transnistrenii în 1918 să intre și ei împreună cu Basarabia în România. Și era un deputat aici în sfatul țării, Toma Jalbă, care a strigat: fraților, dar voi pe noi cui ne lăsați? Și zice că dacă voi vă duceți singuri spre România, noi schimbăm Albia Nistrului dincolo de Transnistria ca să mergem, ca să mergem noi. Și noi. Ei, vă dați seama strigătul ăsta. El era unul a poporului, nu era a cuiva, fiindcă ei conștientizau că ei erau lăsați în gura lupului și ei o să fie sfârtecați și asimilați și o să se piardă ființa lor națională. De atâta, cum să zic, se continuă, permanență continuă ca poporul să nu aibă această, ce ați spus, voință comună, generală, care ar fi ca un val uriaș care ar mătura toți mititeii ăștia care azi s-anină, ba de istoria Moldovei, ba de faptul că ei sunt urmașii lui Ștefan cel Mare. Vă dați seama cât e de ridicol, numai să poți să-ți imaginezi într-un coșmar că Igor Dodon este urmașul lui Ștefan cel Mare. Este de neimaginat. Sau alții care au încercat la fel să se ducă, să facă legătură
Ei, dacă ar fi avut măcar o scânteie de patriotism local, nu zic pan-românesc, ei tot trebuiau să meargă și să uită spre Prut, dar nu se ducă să bată mătării non-stop încolo. Deci, lucrurile sunt esențiale când trezești un popor, când el își manifestă voința. Trebuie la fel de recunoscut că după 1991, după declarația de independență, noi am intrat într-un fel de repaus, adică a fost o perioadă parcă iarăși de acumulare de energie, de regândire a noastră și generația voastră care vine, ea trebuie numai decât să pornească această mișcare și să declanșeze această voință, fiindcă, într-adevăr, nu este glumă, Basarabia poate rămânea fără populație cu conducători de felul Dodon sau alții ca dânsul. Domnule Reniță, nu știu al cui urmaș este Igor Dodon, dar știu cu siguranță că noi cei care locuim astăzi aici suntem urmașii celor care au făcut Unirea la 1918 și dacă tot vorbim despre acest eveniment, vreau să urmărim un mic material despre ce a însemnat de fapt Unirea și cum s-a petrecut, după care revenim la discuția istorică și paralela cu ziua de astăzi, urmărim materialul după care revenim. Marea Unire a reprezentat un proces istoric în urma căruia toate provinciile istorice locuite de români din Basarabia, Bucovina și Transilvania s-au unit în cuprinsul aceluiași stat național, România. Românii și-au revendicat dreptul la naționalitate și la stat național unitar. Actul Unirii a deschis o nouă epocă de dezvoltare, de reforme ce au schimbat complet chipul țării. Unirea Principatelor a însemnat dezvoltare, progres și modernizare. Cu ocazia împlinirii a 99 de ani de la Marea Unire, în Chișinău vor avea loc ample manifestări dedicate acestei sărbători. 10TV va monitoriza și vă va ține la curent cu cele mai importante evenimente. Cu începere de la ora 9, reprezentanții asociațiilor unioniste, deputați și președinți de asociații vor depune flori la monumentului Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul Chișinăului. La ora 11 va avea loc conferința Unioniștii anunță manifestații de amploare la Chișinău. 10TV va fi prezent de la ora 13 la un eveniment pro-românesc din satul de Baș al președintelui prorus Igor Dodon. Îi vom cunoaște pe tinerii care duc mai departe aspirațiile înaintașilor, tineri care spun eu sunt România. Cu începere de la ora 14 vom putea urmări depunerea de flori la monumentul regelui Ferdinand, întregitorul de țară, sub sceptrul său realizându-se Marea Unire din 1918, cel mai important act din istoria poporului român. De asemenea, de la ora 15, în incinta Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, vor avea loc două manifestări consacrate destinului tragic al românilor dintre Prut și Nistru, după anexarea acestui teritoriu de către Uniunea Sovietică în 1940. În intervalul orar 18-22 veți putea urmări ediții speciale doar la 10TV, unicul post unionist din Republica Moldova. Cam acesta a fost materialul, un program destul de amplu pentru ziua de mâine. În sat la Igor Dodon va avea loc o manifestație unionistă, dacă tot vorbeam despre el, dar revenind la ce a însemnat Unirea, de ce fel de conjunctură internațională avem nevoie? Sau, să facem o mică comparație, pentru că și anul 1918 nu era deloc un an de pace în Uniunea Europeană, mă rog, a devenit ulterior, dar era Unirea a venit după o amplă conflagrație mondială și astăzi suntem înconjurați pe aici, pe acolo de conflicte. Cât de similară este conjunctura actuală cu cea de la 1918 și dacă putem cumva trasa careva paralele? Da, paralele pot fi trasate, dar atunci practic s-au prăbușit trei imperii. Deci a fost un colaps. De rând cu România au scăpat de sub jugul imperial, au scăpat o bună parte din tot ceea ce ar însemna popoarele Europei centrale și de est. Fiindcă Imperiul Habsburgic se întindea până la frontiera cu Italia, spre vest. Din coace tot ceea ce însemna până Polonia, țările baltice, care făceau parte deja din Imperiul Țarist. Otomanii își dădeau duhul pe partea de Balcani. Și acest colaps a fost unul extraordinar de favorabil pentru popoare, fiindcă nu se afla un singur popor, de exemplu poporul român, în situația de a-și face dreptate. Deci toate aceste
popoare care sunt vecine azi cu România, toate erau în aceeași situație, cu excepția Ungariei, care făcea parte din coroana austriacă și împreună împărțeau, hai să zic eu, bunurile imperiale. Și în acest context, clar că a fost o mișcare paneuropeană. Acum, ceea ce noi putem vorbi, am rămas ultimii în Europa care nu suntem reîntregiți. Și unicii. Și unicii, da. Și această situație este singulară și noi trebuie, într-un context, hai să zic eu, foarte dezavantajos, batem la cancelarea de la Berlin și să le amintim de anul 1939 sau dincolo la Moscova să le spunem că lucrurile nu sunt chiar așa cum le prezentați voi de-a lungul a 200 de ani sau în alte părți. De aceea această singularitate a noastră în contextul că am rămas singurii nereîntregiți după cel de-al doilea război mondial și după căderea zidului Berlin, de la Berlin, care a fost practic s-a încheiat acest proces de separare a Europei. Și aici apar clar multe elemente, mai ales legate de diplomație, fiindcă diplomații noștri, dacă ar avea o indicație foarte clară, dar asta trebuie să fie politica statului Moldova, că el vrea această unitate. Dacă noi ne uităm la moment, pasiunea lor este pentru banii de la București, mai mult, care să acopere marele deficit bugetar care este în Republica Moldova, decât să înțeleagă sau să își facă misiunea lor istorică. Pentru că fiecare guvernare poate intra în istorie, dar nu pe partea urâtă a lucrurilor. Adică jupuind națiunea care i-a dat mandat și așa mai departe. Deci ei pot intra prin această chemare adâncă de unitate națională. Fiindcă noi niciodată nu o să trăim aici în Basarabia bine în afara națiunii noastre. Noi nu avem cum să facem acest lucru. S-ar putea să nu murim de foame, nu zic. Așa a fost și în anumite perioade istorice. Dar ele au fost cumplite. Au fost cumplite pentru distrugerea spiritului național, pentru ființa noastră națională, pentru cultura noastră. Și tot secolul XIX ne arată, e o lecție ureașă. Nimeni nu s-a putut afirma în Imperiul Țarist. A vrut HD-ul, a trebuit să treacă Prutul, în partea aceea s-a afirmat. Fie Ale cu Rousseau, fie Constantin Sterii ieșit din temnițele rusești și a trecut și el, partea aceea s-a afirmat ca personalitate. Iar noi când vorbim de afirmare, trebuie să înțelegem că în întregime acest popor rămas în afara frontierilor României, el n-a putut să afirme decât împrăștiindu-și cei mai buni fii prin tot Imperiul și acolo au fost minți strălucite, dar ei nu au lucrat pentru națiunea lor, pentru poporul lor, au lucrat pentru un alt popor. Ei, și de aceea zic că această unitate națională îi permite fiecărui cetățean, indiferent dacă el e român sau e bulgar sau e găgăuz, ce-o fi el, deci să se afirme în acest spațiu a unității naționale. Și Basarabia a demonstrat în cei 22 de ani, ea a făcut practic o explozie de personalități în spațiul românesc. Și dacă o să vă uitați, nu e vorba numai de miniștri, de deputați, basarabenii de multe ori au dat tonul, nu numai prin ceea ce s-a întâmplat în 1918, că ei au dat tonul în unirea teritoriilor înstrăinate, dar ei au avut un cuvânt de spus permanent și în Parlamentul României și în Guvernul României, și acest lucru demonstrează că fără patria ta istorică, fără libertate absolut necesară spiritului național, afirmările sunt nule. Și drept dovadă, uitați-vă că și aceste guvernări care au urmat după 91 încoace, dacă ai să-i luăm acum, ce au realizat ei? Au realizat că s-au dus peste 1 milion de români de aici. Da, nu prea avem cu cei lăuda. Da, și toate lucrurile astea luate împreună, iarăși ne duc spre aceeași idee.
spre unitatea noastră. Și de aceea ziceam că, dincolo de paralela 18-91-2017-2018, noi tot acolo ajungem. Adică ajungem la necesitatea unității naționale. Și din toate punctele de vedere, ca să știi că chiar am studiat un șir de documente din perioada interbelică, care toate au fost pe urmă falsificate de trepădușii de la Chișinău și de la Moscova, se crease o piață uriașă în interiorul României Mari. Și Basarabia avea unde să ducă producția ei, să o vândă și așa mai departe. Nu a plâns totdeauna și nimeni nu i-a strivit producția la Moscova sau la Leningrad sau ce se mai întâmplă azi. Și de aceea, eu zic numai un singur aspect care e economic, care era avantajat foarte mult și pe, nu mai zic că acum e deschisă și piața Uniunii Europene. Au 500 de milioane, o piață uriașă, du-te și te afirmă, du-te și îți vinde producția, fii pe picioarele tale, nu umbla veșnic cu mâna întinsă. Și eu cred că aceste lucruri pe care noi chiar azi le discutăm, evident că cu anumite elemente din 18-90 și 2018, ele toate converg spre aceeași idee, ideea de a face această unire. Problema e cum o să o facem și ați spus aici de acea voință. Trebuie să existe, în primul rând, foarte multă voință de aici, din interior. Adică un teritoriu, o populație își cere un drept. De exemplu, cum și-a cerut dreptul la limbă și alfabet, așa poate să-și ceară dreptul la reîntregirea acestei națiuni. Dar trebuie să fie o voință mare și generală. Generală, adică trebuie să cuprindă 50+1. Oricum, 50+1. Da. Generală este un pic mai greu de atins, dar în momentul în care avem 50+1 este suficient. Dar vorbind despre circumstanțe externe, cât de posibil este integrarea în Uniunea Europeană prin unirea cu România și cât de tare se teme Uniunea Europeană de 3 milioane de români astăzi, ținând cont de faptul că, inclusiv cum dumneavoastră ați menționat-o, în 91 nu s-au temut de 16 milioane de nemți care au devenit, hop, peste noapte cetățeni europeni. Este o problemă pentru Uniunea Europeană unirea cu România? Este un mit a propagandei legat de pericolul a 3 milioane de români basarabeni, că ar putea să provoace anumite, hai să zic eu, disfuncționalități undeva în anumite spații Uniunii Europene. Nu este deloc adevărat. Uniunea Europeană este o construcție foarte trainică. Să înțelegem că dacă ei își permit uneori să deschidă ușa Europei pentru cei care nu sunt europeni, dar noi suntem europeni prin felul nostru de a fi, prin atitudinea noastră. Noi nu trebuie să identificăm, că adeseori se întâmplă că se duc 1000 de basarabeni la lucru în Europa și unul e destul să facă o fără de lege și noi vorbim de cel unul, dar nu vorbim de cei 1000 care au o contribuție enormă la spațiul în care lucrează. De aceea încă o dată zic că integrarea noastră, și eu sunt convins că majoritatea țărilor din cele 28 a Uniunii Europene doresc această reîntregire. Ei pur și simplu, în mod tradițional, așa cum s-a întâmplat de-a lungul istoriei, că fiecare zice cum să o facem fără să-i supărăm pe cei de la Moscova. Ăsta este subiectul care îi neliniștesc, că dacă Moscova ar face exact ceea ce au făcut în 39, când Hitler a scris că manifest un dezinteres total față de Basarabia și dacă ei ar spune azi că Basarabia să decidă soarta, noi până la sfârșitul anului am fi în România. Deci acest lucru trebuie să fie înțeles că din punctul de vedere a conjuncturii internaționale, obstacolul numărul unu este ca Moscova să renunțe la acest teritoriu pe care ea l-a răpit din trupul unei țări. Ea a creat problema și uitați-vă, în acest spațiu a Europei din 1812 există această rană deschisă. Din 1812 aici nu este liniște. De câte ori, a încercat această populație să revină la vatra ei, acasă, să se întoarcă, de atâtea ori s-au creat, că să știți, în 18 au fost
cum să zic, un șir de încercări, nu mai zic de ceea ce cunoscute, Tighina, așa numită răscoală, de la Hotin, de la Tatarbunar. Deci se trimiteau grupuri de teroriști ca permanent să tulbure și să creeze instabilitate. Și așa s-a întâmplat și după 91. Uitați-vă paralela Tatarbunar și uitați-vă Transnistria, războiul, tot ieșit din cazarmele armatei rusești și s-a declanșat acest conflict, război organizat de dânsi împotriva libertății noastre. Și acum clar că într-un context european, Europa ar dori enorm ca să preia această parte a ei, care e partea europeană și care se cheamă Republica Moldova, ca ea să fie integrată în România, fiindcă România acum are capacități uriașe de a putea ajuta acești 3 milioane de români rămași orfani, în fond, și în plan educațional, și în plan economic, și în plan cultural, orice poate acum România să facă, plus dacă ar fi o înțelegere cu toate țările Uniunii Europene și Rusia, atunci trebuie să înțelegem că aici ar intra, un buget nu numai a României, dar și a Uniunii Europene pentru a crea o infrastructură și în, practic în 5, în 10 ani maximum să șteargă toate diferențele care s-au creat de-a lungul a acestui timp uriaș în care moldovenii nu au putut să se dezvolte și nu au putut să se modernizeze și nu au putut să intre în patria lor și să europenizeze. De aceea este clar că noi avem nevoie de ajutorul Europei. Este clar pentru noi că Europa vrea să ne ajute și tot ce a făcut ea, toate investițiile care le aduce încoace, este că ea ne înțelege că noi suntem parte a continentului european și parte a civilizației europene. Dar este clar că trebuie să existe și de aici, din interior, permanent această cerință, fiindcă omului poți iei cu deasâla, dar nu poți îi dai cu deasâla. Din păcate, aici, în Republica Moldova, ceea ce observ eu, de-a lungul, hai să zic eu, după independență încoace, acel homo sovieticus, acel care scuipa în limba lui, în istoria lui, în cultura lui, în ființa lui națională. Eu am avut colegi la universitate cărora le erau rușini să spună că ei sunt moldoveni. Azi cred că scriu istoria Moldovei și se dau mari patrioți, nu pot să zic. Dar ei și-au schimbat și numele de familie ca să nu aibă un nume românesc. Trebuia să se facă dintr-un Ion, într-un Ivan. Înțelegeți? Deci vă dați seama la ce s-a ajuns, că ți era rușine de părinții tăi, de istoria ta. Și atunci de asta și zic aceste lucruri, că aici acest homo sovieticus este încă stăpân. Și noi trebuie aici să intervenim masiv pe partea și de informare, dar și educațională, ca să ne spălăm de această zgură a trecutului. Ea ne ține în această stare, ea e de șerbie, în viziunea mea, de robie, de sclavie, dar lumea nu înțelege de unde vine acest rău. De aici vine. Și dacă vom da într-o parte toată această educație sovietică și acest homo sovieticus ar fi, i s-ar da o pensie mai mare pentru ca să facă mai puțină gălăgie și să ne lese sau să lese partea conștientă a acestei națiuni să ducă, să-și facă misiunea și să reîntregească țara, cred că ar fi o chestie pentru care și ei peste câțiva ani ar trebui să ne mulțumească, că o să înțeleagă că este cu totul și cu totul alt model cel românesc, cel european, decât cel pe care l-au cunoscut, cel sovietic, da, în care au trăit. Chiar dacă n-ajung să ne mulțumească, cel puțin vor ajunge să înțeleagă. Dar copiii lor o să fie europeni și lucrul ăsta o să schimbe totul, fiindcă de multe ori, din păcate, părinții care au fost îndoctrinați transmit aceste, hai zic eu, deprinderi urâte ale lor de supușenie, de viclenie, le transmit și urmașilor lor. Iar într-o Europa unde tu ai toate șansele să devii tu, atunci
cred că nimeni nu o să rămână ostaticul părinților sau ostaticul unei comunități care se vrea nu știu ce, numai din cauza că a fost îndoctrinată atâta timp. Ne vedem sâmbătă la marș? Păi venim ca totdeauna. Eu consider că cei care au, indiferent de vârstă, au posibilitate să se miște, să mărșăluiască pe strezile Chișinăului. Deci venim să salutăm, poate că dacă aveți un marș mai lung prin tot Chișinău, nu reușim să ne ținem de voi, dar asta nu înseamnă că prezența, cum să zic, a cât mai mulți cei care sunt românești. Am și eu invitații, am și eu, cum zic, acest apel către toți ai noștri să vină să mărșăluim împreună pentru sărbătorirea Marii Unirii. Domnule Niț, eu vă mulțumesc pentru participarea în cadrul emisiunii din această seară și vă felicit, chiar dacă 1 decembrie încă nu a venit, mai sunt câteva ore până atunci, dar vă felicit cu ocazia Zilei Naționale a tuturor românilor. Vă mulțumesc și eu la fel felicit postul dumneavoastră că aveți posibilitatea să vorbiți deschis. Este gura de oxigen care menține sănătos organismul și la fel felicit și eu cu ocazia acestei zile cu adevărat sfinte, felicit toți românii din Basarabia care cred în idealul unității naționale, cred în patria noastră, cred în România cea eternă. Domnule Niță, vă mulțumesc mult. Telespectatorilor, domnilor și domnilor, vă reamintesc că astăzi am discutat cu istoricul Alec Ureniță despre ce a însemnat 1 decembrie și cum am putea poate retrăi acest eveniment într-o formă contemporană. Parola zilei de astăzi, pentru că, după cum bine știți, 10TV vă trimite în vacanță, este Iuliu Maniu. Dacă este sau nu ultima parolă, nu pot să vă spun. Urmăriți-ne și mâine pe parcursul întregii zile, pentru că vom avea un program special, vom avea o depunere de flori transmisă în direct, vom avea o slujbă petrecută de către Mitropolia Basarabiei, vom avea o conferință de presă, un program foarte încărcat. Repet, parola zilei de astăzi, Iuliu Maniu, la numărul de telefon 0794710000, alături de numele și prenumele dumneavoastră. Mâine urmăriți-ne pe parcursul întregii zile, vom avea parte de o zi specială. Astăzi vă mulțumesc pentru atenție, mâine vă așteptăm cu edițiile speciale, toate cele bune!